Plouă, ce să facem? Asta e viața. Plouă de varsă. Toată noaptea a plouat în Cluj-Napoca. Pe la voi, bună dimineața. Haideți pe canal, că este apă multă. Și așa frumos o să alunecăm în următoarele minute, făcând slalom printre știri, de nici nu-ți dai seama că e marți cu ceasuri rele. Bine v-am găsit. Teferi sănătoși, v-ați trezit la 5 să vă faceți programare pe site. Cozi imense, liste de așteptare, ca la butelii pe vremuri, pe cuvântul meu. Pe vremea lui Neanicu mai erau așa cozi, la benzină, la mezeluri, la acum, cozi la vaccin. Bă, avem noi cultul ăsta al cozii. Nu putem dacă nu ne înghesuim, dacă nu ne călcăm pe bombeuri. Nu ne iese nimic, chiar și în libertate. Nu mai sunt locuri în marile centre, din marile orașe ale țării, dar sunt locuri suficiente la Suceava. De exemplu, în Botoșan vă puteți înscrie. În Botoșan poate primiți și efectele adverse direct, dacă nu sunteți atenți. Dar mă rog, important e că sunt locuri, să face vaccin, merge, trebuie făcut, așa zic oficialii, pentru că tulpina britanică a pătruns în țară. Mai mult de jumătate din țară e afectată de tulpina britanică. Dacă reușim să altoim specific românesc pe tulpina britanică, poate iese ceva. A fost întrebată doamna Beatrice Mahler. Îmi place femeia aia de la Nasta, hotărâtă, spune. Doamna Mahler a fost întrebată, zice, dar ce se întâmplă cu Izoleta? Nu mai sunt cazuri așa de grave. De ce acum un an ne șocau imaginile alea cu primii pacienți duși în izoletă? Zice, doamna, s-a încercat să limităm efectul pandemiei până izolete, dar n-a mers, așa că am abandonat izoletele. Unde mai pui că acum vreo 10 luni, chiar premierul Orban ieșise în presă și zice, o să începem să facem noi izolete, o să facem fabrică de izolete. Avem oameni pricepuți, avem materiale, o să fabricăm izolete. Te și gândeai, mamă, o să ajungem primii în lume la export de izolete. Că românul e priceput de când măsa l-a făcut și o să stăm foarte bine, o să vindem izolete și o să ne... Vă patru s-au făcut și alea negre arătau acopârșeu. Deci, adio dietă, am izoletă. N-am mai ținut cu izoleta și așa că ne-am contaminat în masă. Vestea bună care e... Că deși școala merge, școala funcționează și pe scenariu verde, portocaliu, roșu, unde-i cazul, numărul de infectări în școli a scăzut. Numărul de infectări în școli a scăzut. În sfârșit am găsit scopul, am găsit menirea școlii. Zice Elgică Hagi, mergeți mă la școală că e bună și școala la ceva, vedeți la ce e bună? Nu te face mai cult, nu te face mai deștept, nu te face mai social și sociabil, nu, dar reduce numărul de infectări. Școala, în sfârșit am găsit o menire a școlii, o menire a învățământului. Să vă aduce lumea pe capete la școală. Parlamentarii, politicienii o să reia cursurile de la 5-8, de la 1-4, o să mai facă încă o dată școală ca să se imunizeze. Numărul de cazuri a scăzut simțitor în școlile din România. Mi se pare foarte bine. Mi se pare un lucru foarte bun. Mi se pare o veste excelentă. Cafea de pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Când aveți timp, când aveți vreme, când aveți bună voință, vă aștept cu o cafea pe buymeacoffee.com/NicuBendea. Mulțumesc tare mult! Mergi la școală, nu te infectezi. Să știți că școala n-a infectat pe nimeni. Poate a contaminat pe câțiva. Că ai mers la școală, după aia poate ți-a plăcut să mai pui mâna pe o carte, să mai citești încă o carte, să mai efectuezi un exercițiu, să te mai uiți în stânga-dreapta, să te mai compari, să vezi ce se întâmplă. E bine ce mi se întâmplă, nu e bine ce mi se întâmplă. Școala totuși ajută. Repet, vorba lui Hagi. Mergeți mă la școală, că și școala ajută la ceva. Că tot am ajuns la Hagi și la fotbal, pe 28 martie aveam meci de calificare la ceva campionat, că nici nu mai știu la câte nu ne-am calificat europene și mondiale, nici nu știu ce urmează. În 28 martie trebuia să avem, o să avem meci cu Germania. Dar care-i baiul, care-i problema? Promisese domnul Burleanu de la Federație că o să fie vreo 30% tribunele pline. O să poată intra vreo 30% din capacitate. Bună dimineața! Ce faci, patron? Filmez. Dau să meargă. Încă 5 minute și... Mulțumesc că m-a urmărit. Da. Ha! Domnule, spectacol cu public, show cu public, nu cu fake-uri. Studio Bendea, studio în aer liber. Ce se aude, ce se aude, ce nu se aude, nu se aude. Da.
Și până la urmă nu s-a aprobat, deci meciul cu Germania se va juca fără spectatori, măcar așa, să fac de rușine numai la televizor. În comentariul lui Costi Mocanu, domnul Costi Mocanu, care comentează mai abitir decât Ilie Dobre. Și când nu-i mingea la români, domnul Costi Mocanu zice că e ceva extraordinar. Sau Costi Mocanu a plecat de la Pro TV. Nu-i nimic, o să comenteze Vadim. A, nu Vadimul pe care îl știam noi. Vadim Vâjeu, care vorbește precum Câțu, fără punct, fără virgulă, dar în Cluj-Napoca se întâmplă lucruri mărețe. Domnul primar Emil Boc a spus și după aia a continuat zicând așa: Cluj-Napoca este pe urmele Vienei. Cluj-Napoca o să fie precum Viena sau precum Amsterdam. Ce frumos, ce de suflet, ce în orașul de 5 stele. Păi noi suntem peste Kuala Lumpur, a mea. Noi suntem peste multe și acum să ajungem ca Amsterdam. Dar am ajuns, că suntem în cod roșu. Mă, parcă suntem în cartierul roșu din Amsterdam. Nu știu, a tras o ploaie azi noapte, Cluj-Napoca parcă-i Viena, că s-au înfundat iară canalizările. Să ajungem noi ca Viena. Dar pe de unde spațiu? Că nu mai poți circula, mă. În orașul de 5 stele apar peste tot blocuri. Nu prea bune, dar cam rele. Nu se gândește nimeni. Cum mai putem noi circula în 2-3 ani? Că suntem sufocați, domnule. Suntem... Mai un pic de liniște, încă 3 minute, mulțumesc! Să trăim, trăim, dar cum? Nu mai putem circula și blocuri să construiesc, blocuri peste bloc. Eu înțeleg că domnul Boc, îi veni din Răchițele, unde nu a văzut niciun bloc, că mergea acolo cu vaca la păscut, cu gâștile și așa mai departe. Poate e obsesia lui să vadă peste tot blocuri, dar ne sufocăm, nu mai putem circula, nu mai putem, mai asta. Și noi băgăm blocuri în Cluj-Napoca, orașul de 5 stele. Mă, n-avem un parc de distracție, un parc acvatic pentru copii. Nu avem, dar în comuna Sâncraiu, pe fonduri europene și cu puțin sprijin de la prietenii noștri, s-a creat un bazin, s-a construit un bazin semiolimpic. Un bazin semiolimpic în comuna Sâncraiu. Și în Cluj-Napoca n-avem așa ceva. Ba avem, avem piscini private, cu bani gri să-ți duci copilul să învețe la not. Nu putem avea așa ceva, dar visăm la Amsterdam, poate cu ceva matrafox, visăm la Viena, visăm la... Hai să fim, să fim sănătoși. Clujul a devenit un mărgău plin cu blocuri, Dar trecem peste acestea, mai bem o cafea, bai mie coffee.com/NicuBendea. Măcar în București, domnul Nicu Șordan a zis, stop, anul ăsta nu se mai construiește nicio statuie. Ce veste bună, că bucureștenii au disperat, o să facă ăsta, Nicu Șordan, vreo 300.000 de statui, nu mai putem circula până capitală. Așa, primari și primării. Nu mai poți tu, domnule, numai, dacă nu scoți banul, nu poți să te distrezi, că de-aia Vali Vigelie, valorile, Vali Vigelie și Nuțu Cămătaru au plecat în Egipt. Trag niște chefuri, își iau egiptenii Sfinxul, piramidele și se mută din țară. Era în poza asta care ilustra știrea, Nuțu Cămătaru cu un tricou pe care scria Zanzibar. Vedeți, Vali Vigelie, atent la prieteni. Păi mari intelectuari, marile valori se ajută între ele, nu se lasă. Asta e cum stăm cu postul. Doamna Carmen Brumă sau domnișoara, că nu cred că a luat-o Mircea Badea de nevastă, ne spune așa, pentru un post echilibrat, dieta se poate realiza în interiorul postului sau invers. Deci dacă postești, stai la dietă, dacă ții dietă, ca și când ai face post. Dacă respecti, 3 mese principale ale zilei compuse din dimineața, 2 felii de pâine cu humus la amiază, supă de linte, seara, legume la grătar. Acum înțeleg de ce Mircea Badea nervos. Păi 2 felii de humus, supă de linte fără pită, legume la grătar fără pită. Nu, trăiește, bucură-te și... De-aia ia bătaie în ring Mircea Badea, mă, dar nici un cotlet, nici o ceafă, nici nimic. I-am zis meniul ăsta la socră, zice, ăsta nu se dă nici la spitalele alea amărâte. Humus, așa în postul Paștelor, humus. Zicea bună, zicea, hai să mâncăm niște humus. Că știu eu de la mama mea că humusul te purifică și te aduce mai aproape de mântuire. Da? Deci ați reținut de la doamna domnișoara Carmen Brumă, 2 felii de humus, supă de linte și seara legume la grătar. Între mese, nuci. Dăm la nuci, mâncăm și da. Cam așa. Vă salut aici din Viena, din Amsterdamul Ardealului. O zi bună, o zi superbă. Ne vedem și mâine de la ora 10 pe canal, că știți voi, de luni până vineri, aici ni munca. Toate cele bune, sănătate și vă aștept în comentarii. Dați share la acest video, nu stați pe gânduri, că și așa plouă și n-aveți ce face.
A, sunteți la coadă? Vă înscrieți la vaccin. Să fie cu folos, Doamne ajută!